proiectul lor din gândi la convocarea de ședință aceasta. Dau citire proiectului din gândi. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în faza de studiu de fezabilitate, obiectivul de completarea sistemului clasic de încălzire cu panouri solare la Spitalul Municipal Sfântul Ieremia Dr. Luca, era Dr. Luca Pomești. Inițiator, domnul primar Ignatiu Nicolae. Sunt observații la proiectul ordinii de zi? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? În forma modificată. În fața dumneavoastră aveți fie modificarea. Cine este împotrivă? Cine se abține? Ordinea de zi a fost aprobată. Intrăm în ordinea de zi a ședinței de astăzi, care cuprinde un singur punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației în faza de studiu de fezabilitate a obiectivului, completarea sistemului clasic de încălzire cu panouri solare la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Da, vă mulțumesc. Stimați domn consilieri, întrucât cheltuielile aferente plății utilităților pentru Spitalul Municipal Onești sunt în cuantum destul de mare, se caută soluții alternative pentru reducerea acestor costuri. În acest sens a fost identificat programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, finanțat prin administrația Fondului pentru Mediu. Propunerea executivului și a Consiliului Local este de a veni în completarea sistemelor actuale de încălzire și prepararea apei calde cu un sistem care va utiliza energia solară. Pentru obținerea unui punctaj suficient care să asigure clasificarea proiectului, propun cofinanțarea cu 20% din valoarea cheltuielilor eligibile din surse ale bugetului local. Întrucât pentru obținerea finanțării se solicite depunerea unei aplicații la baza căreia trebuie să existe un studiu de fezabilitate aferent lucrării menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! O facinată de specialitate, vă având în vedere prevederile articolului 36 din legea 215/2001, vă supun aprobării următoare. Administrația Fondului pentru Mediu organizează în perioada 17-14 noiembrie 2016 o secțiune de depunere a cererilor de finanțare în cadrul programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiar unități administrative teritoriale, instituții publice și unități de culte. În acest context, propunem spre aprobare depunerea aplicației cu titlul sus menționat în ideea obținerii unei cofinanțări nerambursabile în procent de 80%. Scopul implementării proiectului este reducerea poluării aerului, reducerea consumului de resurse naturale și reducerea cheltuielilor de încălzire și producerea apei calde cu minimum 40%. Studiul de fezabilitate are următorii indicatori tehnico-economici. Valoarea investiției 2.207.832 lei cu TVA, din care construcții montaj 648.881 lei. Durata de realizare 6 luni. Eșalonarea investiției în primul an se fac lucrări de 2.207.832 lei. Valoarea eligibilă a investiției este de 2.148.773 de lei. Valorile aferente surselor de finanțare sunt următoarele. Cheltuieli eligibile de la administrația fondului de mediu 80%, 1.719.018,4 lei, cheltuieli eligibile de la bugetul local în cuantum de 20%, 429.754,6 lei, iar și cheltuieli neeligibile tot de la bugetul local de 58.359 lei. Contribuția totală de la bugetul local este de 488.113,6 lei și reprezintă 22,71% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. Cheltuielile conexe vor fi suportate din bugetul local. Cheltuielile conexe reprezintă cheltuielile suplimentare acestor valori care pot să apară pe parcursul execuției. Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Discuții pe marginea proiectului? Comisia, dacă au putut să... Da, am analizat și cu unanimitate de voturi am vis favorabil de partea comisiei. Discuții? Nu. Acum, dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Atunci, pentru că este singurul proiect pe ordinea de zi, declar închisă ședința de astăzi. Mulțumim. Țin să fac o precizare. Abia ieri s-a finalizat proiectul tehnic și studiul de fezabilitate, de altfel, studiul de fezabilitate, iar până pe data de 14 proiectele pot fi depuse. De asta caracterul de urgență a ședinței. Vă mulțumesc mult pentru disponibilitate și sper că decizia care am luat-o cu finanțarea 20% să contribuie decisiv în sensul în care proiectul nostru va fi aprobat și practic câștigăm 80% din tot anul. Domnul primar, dacă tot s-a terminat datele de pere, spuneți-ne în legătură cu apa ce s-a mai întâmplat, pentru că lumea ne întreabă și... Cu apa, cel mai... Zic eu, am solicitat o întâlnire cu toți președinții de asociații din municipiul Onești. Sunt persoanele care transmit mesajul cel mai ușor mai departe, dar vă pot spune și dumneavoastră în acest format ce am discutat. Sece Crab Bacău a luat măsurile, să spunem, economice cele mai urgente în sensul recuperării datoriei de la apă în canal, datorii într-un cuantum de aproximativ 4,3 milioane. Printr-un executor judecătoresc au pus preoprire pe conturi, așa că avem obligația, această înștiințare ne-a fost transmisă de către executor și nouă primării municipiului Onești și la o mare parte din asociații. În consecință avem obligația legală ca toate sumele datorate către apă, canal, să virăm sumele de bani în acel cont al executorului judecătoresc. Înțeleg că astfel se vor destula privind datoria. Există discuții privind cererea, dar nu cred că e cazul, deja intrăm în speculații privind insolvență și alte forme de reorganizare, până una alta aceasta este situația. Nu vă ascund faptul că și voi face public mâine această, să zic că, nu știe, această întâlnire de astăzi, am fost solicitat în scris să mă întâlnesc cu reprezentanția angajaților de la Apă Canal. Ieri am primit solicitarea, astăzi ne-am întâlnit la ora 8 de dimineață, înainte de ședința DISC. Am fost și la DISC și vă voi spune și acolo ce decizii s-au luat. Toți angajații de la Sece Apă Canal își manifestă intenția de a finaliza, de a încheia această situație incertă între și juridică, bineînțeles, între Apă Canal și Primăria Municipiului Onești. Dânsii doresc, ca și noi de altfel, ca furnizarea apei în municipiul Onești să aibă același caracter de continuitate și să corespundă calitativ. Doresc să facă parte din administrație, doresc să vină alături de noi și să astfel să finalizăm, să zic eu, problema aceasta istorică în privința cine e utilizatorul, cine este furnizorul de apă în municipiul Onești. Le-am spus că lucrul acesta se poate întâmpla într-un timp scurt sau mediu scurt, mă refer la o lună de zile sau câteva luni de zile. Nu pot să îndemn să iau o decizie în sensul de încetării contractului colectiv de muncă, dar bineînțeles că am putut discuții și în acest sens. Deci și-au manifestat dorința de a încheia colaborarea calitate de angajați cu Sece Apă Canal. Căutăm în continuare soluțiile astfel încât serviciul să fie satisfăcut de către ori de către apă municipală, ori către DPP. Analizăm cărțile legale. Înțeleg că domnul Budeanu de la Dâns, și am înțeles că și domnul Budeanu ar îmbrățișa o astfel de idee, dar dânsul, cum am mai spus-o de multe ori, una spune și apoi alta face. Sperăm că și în acest al 12-lea ceas va înțelege că lucrurile nu mai pot continua așa în defavoarea oneștenilor. Practic vom căuta o formulă juridică astfel încât
să facem această tranziție cât mai lină și cât fără să fie urmată de efecte. Nu știu dacă v-am satisfăcut răspunsul meu și dacă a fost destul de explicit. Mulțumesc, domnule. Cu plăcere. Referitor la ședința ATIS, nu a fost o ședință prin care s-au aprobat, să spun eu, decizii, dar este clar că celula 1 de la Bacău va fi închisă la sfârșitul anului, se va deschide celula administrată de către primăria municipiului Bacău, se va deschide celula numărul 2, celulă construită sau pusă în funcțiune de către, dată în funcțiune de către ADIS, cei doi acționari. Primăria municipiului Bacău, alături de încă 22 de comune, înțeleg că se vor alătura serviciului prestat de către operatorul licențiat în acest sens. Practic, se va mai, presiunea care este pusă pe ADIS, pentru că au fost gândiți și să presteze un serviciu la un număr de UAT-uri și populație și, de fapt, ei deservesc o populație mult mai mică, creează și pe numărul de angajați diferite probleme. Înțeleg că o astfel de măsură ar contribui în sens pozitiv la o echilibrare din punct de vedere economic al situației. Și s-a mai discutat despre taxa aferentă pe persoană, pe salubritate, pe 2017. Încă din 2010 există un plan anual de evoluție a costului pe persoană, pe taxa salubritate, și noi avem atât obligația legală cât și responsabilitatea de a ne încadra în planul anual. Am promis că voi face un lucru și n-am promis decât că știam că se va întâmpla, o fabrică ce va efectua producție în municipiul Onești, și chiar vă solicit ajutorul într-un singur sens. Până în luna ianuarie 300 de angajați, până în luna august 2017, atenție, 800 de angajați. Fabrică de producție, problema este următoarea. Unde își vor găsi angajații? Vom face o formă de recrutare la care va contribui și primăria, pentru că toată lumea în municipiul Onești, pe bună dreptate, în mare măsură, stau plâns și se plâng că nu există locuri de muncă în municipiul Onești. Iată că 300 de noi locuri de muncă apar în luna decembrie. Sperăm ca ele adică angajatorul să-și găsească angajații municipiului în primul rând, și dacă nu se îndestulează, și în comunele limitrofe. Sunt și funcții de top, de management, dar marea majoritate a funcțiilor sunt de muncitori. Este o fabrică care are, sau un angajator, un investitor suedez care are 3.000 de angajați în România. Spun că e un investitor foarte serios. Și produc centuri de siguranță, lucrează în lumea auto, centuri de siguranță și volane pentru mașini gamă de lux, să zic. Deci au nevoie, în primul rând, de o forță de muncă calificată și care se vor califica în continuare la locul de muncă. Așadar, începând de luni, facem promovare privind recrutarea. Avem și noi obligația aceasta să informăm oneștenii și nu o voi promova niciun fel politic în viitorul apropiat, în luna decembrie, dar administrativ nu am cum să o fac, pentru că m-am spătut foarte mult pentru acest proiect. Au semnat multe deplasări la București și multe discuții cu managementul firmei în România. Sper ca în acest mandat să-mi onorez promisiunile făcute și cred că asta este cea mai importantă dintre ele, și anume crearea noi locuri de muncă în municipiul Onești. Vă mulțumesc, vă rog să nu o luați ca o laudă, dar nici nu pot să nu spun nimic despre proiectul ăsta. M-aș bucura ca fiecare dintre dumneavoastră, dacă am putea genera, eu și 10 locuri de muncă sunt foarte, foarte, foarte mult pentru Onești. Adică sunt binevenite și m-aș bucura consilierii locali să sprijine această acțiune pe care o voi împărtăși cu dumneavoastră și de ce nu o să căutăm și alte soluții de viitor în acest mandat de 4 ani. Vă mulțumesc mult! Ședința ordinară joia viitoare, la orele 14.
ca de obicei, sperăm prezența să fie. Nu uitați, am mai spus-o și în ședința anterioară, taxele și impozitele sunt supuse spre consultare, expuse spre consultare publică. Vă rog să studiați și eventual în următoarea ședință ordinară să discutăm pe subiect.